Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de economia.eu și discutăm despre un subiect extrem de important astăzi. Suntem din moment în moment în așteptarea unei decizii a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale în privința dobânzii cheie, adică a dobânzii de politică monetară. Un instrument extrem de important care influențează mersul economiei. Iar asta pentru că dobânda de politică monetară este dobânda semnal în piață. În funcție de această dobândă, băncile comerciale se împrumută, iar mai apoi ne dau nouă dobânzi pentru creditele în lei sau depozite. Așadar, ambele părți sunt impulsionate sau, de ce nu, înfrânate de o astfel de decizie. Și vă propun să vedem care este parcursul acestui indicator cheie în ultimii ani. Și nu întâmplător am ales această dată, ianuarie 2022, atunci când dobânzile erau destul de jos. România și întreaga lume își revenea din pandemie, o pandemie care a afectat oricum economia multor țări, însă vine momentul februarie 2024, iar dobânzile încep să crească. Este începutul acestei pante foarte abrupte, iată, în care dobânda cheie a continuat să urce până la un maxim de 7%. În tot acest timp, prețurile creșteau și ele, iar inflația urca până la un maxim de 17%. Am simțit-o cu toții în acest timp care a trecut de la declanșarea războiului din Ucraina și până în prezent, însă ajungem, dacă vreți, pe coama dealului, adică după momentul de vârf al inflației, atunci când aceasta începe să scadă, pentru că, trebuie să facem această precizare, inflația, cursul valutar, dobânzile, toate sunt legate între ele, ca niște vase comunicante, dacă vreți. Și ajungem până în zilele noastre când avem două decizii de scădere a dobânzii cheie consecutive în acest an și informația de ultimă oră venită chiar acum în timp ce vă explicam este faptul că Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% și vreau să notăm această decizie importantă și pe graficul nostru pentru că, vă spuneam, nu doar imaginea la minut este importantă, ci trendul. Asta setează ce se întâmplă în economie. 6,5% decizia Băncii Naționale, practic o mișcare în lateral, pe care o explicăm imediat aici la economia.eu. Până atunci, vă propun să vedem ce spunea în urmă cu nu foarte mult timp guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, despre modul în care se ia această decizie, pentru că ea depinde de tot ceea ce se întâmplă în economie. Suntem foarte atenți cu cât reducem rata de politică monetară, da? Deci cu cât reducem, mai degrabă fermitatea, politica monetară rămâne comparativ fermă. Ne așteptăm, sau cel puțin eu mă aștept, ca săptămâna viitoare, când statistica va publica indicele IPC, inflația din luna iulie, să fie din nou peste 5%. Nu putem să ne plimbăm cu rata de politică monetară în funcție de toate aceste oscilații. Nu ne aventurăm, în afară de această prognoză, să zicem foarte mult despre ce vom face în viitor, pentru că rămânem în aceeași paradigmă, dependenți de ce se întâmplă, văzând și făcând, data dependent, da? În plus, urmează toamna și campanie electorală, multe necunoscute. An electoral în care procedăm văzând și făcând, spune guvernatorul Muguri Sărescu, dând de înțeles că este foarte multă incertitudine. Un singur lucru este cert la această oră. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale, vă reamintesc, a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Analizăm ce implicații are această decizie în economie și în viețile noastre, alături de domnul Daniel Sandu, consultant fiscal, și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vedeam mai devreme parcursul, istoricul dobânzii cheie, felul în care ea întâi a urcat, iar apoi, pe măsură ce economia a permis asta, a început un trend de scădere, dar acum acest trend este întrerupt. Ce putem să înțelegem? Trendul de scădere n-aș spune că este întrerupt, ci aș spune că, deocamdată, Banca Națională face o mișcare prudentă. Dacă ne reamintim graficul de pe tablă, am avut un an și jumătate în care dobânda cheie a stagnat la 7%.
A fost o perioadă în care Banca Națională s-a străduit să tempereze inflația. O perioadă grea datorită războiului din Ucraina și a unei multitudini de factori externi. Fac o paranteză, în deciziile Băncii Naționale contează foarte mult, atât în primul rând factorii interni, dar sunt o mulțime de factori exogeni care contribuie la inflație. Și în această perioadă de 18 luni, Banca Națională a reușit să tempereze inflația și să ducă la scăderea accentuată, spune, în acest an a inflației. Dacă ne amintim, am început anul cu 6, ceva, aproape 7, da? Și în momentul de față suntem la 5,1 în august. Este un parcurs foarte bun, dar... E doar unul dintre... E doar unul dintre factori. Pentru că, așa cum ne-a spus domnul Isărescu, uitându-se puțin așa într-o parte, și de din cap a zis, e an electoral și sunt multe necunoscute. De-aia avem pasul ăsta prudent. Un alt factor care cred că a contribuit la decizia Băncii Naționale este următorul. Dacă ne uităm în trimestrul 2, producția industrială nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptat. Avansul economiei s-a temperat destul de brusc și chiar dacă... Uite, citeam zilele trecute un studiu care spunea, domnule, în trimestrul 3 a crescut creditarea pentru creditele de consum. Persoanele fizice au apelat la creditare pentru că, odată cu reducerea dobânzii cheie, s-au redus și dobânzile bancare. Asta este unul dintre efectele acestei mișcări de politică monetară. Da? Dar ce remarcau analiștii? Că creditarea firmelor în industrie s-a temperat foarte brusc în trimestrul 3. De ce? Eu cred că tocmai datorită acelor incertitudini pe care le pomenea guvernatorul Isărescu și care se pare că vor rămâne niște necunoscute până la sfârșitul anului. De ce spun asta? Avem un deficit istoric, deficit bugetar. Suntem în momentul de față, la august, eram la 4,57% din PIB. Estimarea guvernului este de 8%, o estimare optimistă este de 7%. Datoria publică, despre care sper să vorbim în partea a doua a discuției noastre, că e un subiect interesant, este la un nivel istoric și asta atrage niște consecințe. Dar în ce privește deficitul bugetar, guvernului României s-a cerut să prezinte un plan de reducere a acestui deficit cu 3 puncte procentuale în următorii 7 ani. 3 puncte procentuale în 7 ani înseamnă o evoluție extrem de lentă a acestei reduceri. Înseamnă că se au în vedere niște măsuri a căror punere în practică va dura și s-ar putea să aibă niște consecințe pe care nici planificatorii noștri de astăzi să nu le estimeze în întregime. Factorii pe care dumneavoastră i-ați enumerat. Producția industrială care a stagnat, deci ar avea nevoie de o impulsionare. Inflația care a scăzut, deci ar permite scăderea dobânzii cheie. Creditarea care a crescut înseamnă că dobânda cheie este ceva mai permisivă. Ar duce, de fapt, către concluzia pe care Consiliul de Administrație a luat-o, a avut-o astăzi? Nu. Nu. Exact. Iată, și ne întrebăm de ce Consiliul de Administrație a ales această soluție. Apropo, este ultima ședință a Consiliului de Administrație în actuala componență. Da? De data viitoare vor intra 4 noi membri. Se schimbă 4 din cei 9. Unul dintre ei a fost votat recent pentru încă un mandat și eu cred că ăsta este un semnal bun pentru piețele financiare. De continuitate. De continuitate. Pentru piețele financiare internaționale
care ne finanțează, pentru că acel deficit despre care vorbeam adineauri trebuie finanțat de undeva. Banii aia trebuie să vină de undeva. Concret, pentru noi, oamenii de rând, ce înseamnă decizia de astăzi? Cum o vom simți noi ceva mai încolo? Decizia de astăzi cred că va menține trendul actual sau nivelul actual al dobânzilor bancare pentru creditele de consum. Aș spune că este ok, suntem într-o situație de echilibru în ce privește situația persoanelor fizice, a oamenilor normali de pe stradă. Este de asemenea o situație de echilibru și pentru firme. Uite, de exemplu, eu primesc destul de frecvent telefoane de la bănci, instituții de finanțare, care să-mi propună credite sau linii de credit sau credit de investiții în condiții pe care chiar le găsesc avantajoase. Din fericire, nu suntem în situația de a apela la credite, dar condițiile care mi s-au prezentat sunt, mi se pare că sunt corecte și în corelație cu piața. Concluzia scurtă ar fi că nu trebuie să intrăm în paradigma pesimismului și nu. Că deocamdată suntem pe un trend pozitiv. Deocamdată suntem pe un trend pozitiv. Și aș mai lega chestiunea asta cu încă un argument. Dacă vă amintiți, vorbeam acum 3 sau 6 luni, nu, în iulie, 3 luni, despre faptul că dacă Banca Națională va scădea dobânda cheie într-un ritm accelerat, adică la fiecare ședință de politică monetară, iar ulterior vor constata că efectele propagate în economie nu sunt cele pe care le-au estimat, deși cu domnul Isărescu acolo e greu să nu fie alea pe care le-au estimat, dar dacă se va întâmpla așa, este mult mai complicat să mărești brusc dobânda cheie, pentru că în economie se propagă niște prudențe, e cuvântul de ordine, da. Domnule Daniel Sandu, și e un cuvânt important, mai ales dacă îl privim și în cheia de mai devreme a mesajului guvernatorului, care vorbea despre faptul că e an electoral. Știm foarte bine, politica monetară e strâns legată de politica fiscală, iar asta ne duce la un alt subiect important, pentru că guvernul a decis că guvernul nu trebuie să respecte legea. Asta dacă ar fi să ne exprimăm plastic. Și ca să o spunem exact, guvernul a decis amânarea articolului 25 din legea responsabilității fiscale pe anul 2024. Și vreau să explicăm puțin ce înseamnă asta. Da, să spunem ce e cu această lege, 69/2010. Și telespectatorii noștri, în timp ce dumneavoastră ne explicați, văd chiar articolul 25 și ce prevede el și vreau să înțeleg măsurile care ar fi trebuit să fie luate și care, iată, nu vor mai exista anul acesta. Da, legea 69/2010 a apărut, dacă vă amintiți, în contextul crizei economice din 2008-2009, și mai ales în contextul în care prim-ministrul de atunci ne spunea că economia duduie și ea, săraca, era roasă de tot felul de probleme. La momentul respectiv, România a trebuit să se împrumute de la Fondul Monetar Internațional, iar FMI-ul, ca orice finanțator, a vrut să se asigure că poate recupera banii respectivi sau că împrumutul ăla e sustenabil. Da? Și atunci a apărut această lege. Ea n-a fost impusă de femei, ci de viața reală. Da? Pentru că oricine, dacă îți împrumută niște bani, vrea să știe că primește înapoi. Și legea s-a fundamentat pe niște principii foarte sănătoase. Unul dintre ele este un principiu al responsabilității fiscale, care spune că politica fiscală trebuie construită, trebuie să fie sustenabilă, da? Că trebuie să se bazeze pe un principiu al echității și anume să ne gândim, așa scrie în lege, să ne gândim la generațiile viitoare, așa cum ne spunea și regele Mihai într-un discurs emblematic la Parlament, am luat țara asta cu un împrumut și trebuie să o dăm generațiilor viitoare.
asta scrie, legea este foarte... Și se poate făcută. Transpune concret, iată, în nivelul datoriei publice. De exemplu, dacă datoria publică este de peste 50% din produsul intern brut, atunci guvernul e obligat să reducă datoria, să înghețe cheltuielile totale cu salariile. Ceea ce nu o să se întâmple, dacă... tocmai pentru că guvernul a decis să nu se întâmple. Exact. Dacă ne uităm în articolul, mi se pare că e articolul 13 din lege, cel care prevede măsurile pe care guvernul este obligat să le ia, da? Zice așa, dacă datoria publică se situează în intervalul 45%-50%, atunci guvernul trebuie să prezinte un raport privind cauzele care au dus la această situație. Între 50 și 55 trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile în sectorul public. Și suntem acolo. Și suntem de mult acolo. Între 55 și 60% trebuie să înghețe și cheltuielile de politică socială, politici sociale publice ale guvernului. Asta ar fi chiar o problemă foarte serioasă. Pentru niciuna că... din asta nu s-a făcut. Exact, niciuna nu s-a întâmplat și pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, vreau să transformăm din abstract în uman, pentru că statul nu înseamnă doar ceva așa care e acolo în ceruri. Dacă guvernul ar fi o familie, ar fi o familie prudentă cu cheltuielile și veniturile ei? La asta mă gândeam în drum către dumneavoastră. N-aș spune că este o familie prudentă, este o... familie, în marea familie a Uniunii Europene, este una dintre familiile care trebuie scuturată, trasă de urechi și în contextul ăsta am aflat că FMI-ul va veni din nou în România în toamnă pentru o serie de discuții. Ei spun că foarte scurte, dar semnalul este deja dat. Adică acea familie decide la începutul anului că are un buget, îl depășește și în loc să decidă să oprească cheltuielile, decide că trebuie să mai cumpere o plasmă, în loc să repare cam așa. Casa. Cam așa. Ce putem înțelege noi din asta? O concluzie pe scurt, vă rog. Dacă am vorbit despre o familie, am spune că șeful familiei este irresponsabil. În situația în care ne aflăm, aș spune că o să, această plasmă o să ne cam iasă prin piele și o să ne afecteze pe toți de la an. Și tocmai de aceea privim cu prudență către viitor. Privilegiul nostru este că vă putem avea alături uneori să ne explicați aceste lucruri, domnule Daniel Sandu, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. La economia.eu ne-am propus să vă prezentăm săptămânal informații de interes din cele mai importante domenii, cele care ne influențează viața de zi cu zi. Cât mai costă e rubrica în care vă oferim cele mai relevante date despre prețuri. Așa că astăzi vă spunem cât mai costă să închiriezi o garsonieră. Chiriile din marile orașe au crescut în medie cu 14% în ultimul an. Asta arată un studiu realizat de o platformă online. Cel mai mare avans a avut loc în Oradea, 21%. O garsonieră a ajuns să se închirieze acolo cu 250 de euro pe lună. Majorări au avut loc și în capitală, la nivelul mediei naționale, așa cum s-a întâmplat și în Cluj-Napoca, însă diferă valoarea medie a chiriei cerute pentru o garsonieră, 369 de euro în București, 400 de euro în Cluj-Napoca. Pentru că discutăm despre domeniul bancar, trebuie să vă spun că numărul negocierilor dintre consumatori și bănci în cadrul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor a ajuns la 815. Asta înseamnă că e cel mai mare număr din cei aproape 9 ani de activitate ai centrului. Aflăm explicațiile pe larg, chiar acum, într-un material realizat de jurnaliști împreună cu instituția. Când e cazul să mergem la bancă? Când începe relația noastră, să spunem, cu o sistemul bancar, respectiv cu o bancă? În ce moment mă duc la bancă? În primul rând, când am bani. În al doilea rând, când am nevoie de bani. Activitatea bancară este definită ca atragerea de depozite și alte fonduri rambursabile de la public
și oferirea de credite în nume și cont propriu. Performanța activității de creditare este și performanța clienților, a celor care se împrumută. Clienții înțeleg produsele, clienții înțeleg serviciile, clienții înțeleg că deciziile privind angajarea unui credit practic le afectează securitatea pe termen mediu și pe termen lung. Și atunci aleg în mod responsabil. Primul produs bancar pe care eu l-am avut, pe care eu l-am accesat când aveam 12 ani, a fost carnet de economii pentru elevi. Un carnet emis de Casa de Economii și Consemnațiuni. Cum construim incluziunea financiară, cum o dezvoltăm, cum o ducem la un nivel, cum spunea și domnul profesor, undeva mai în straturile mai profunde ale societății? Incluziunea financiară reprezintă practic calea de a avea acces la serviciile, la procesele, la produsele furnizate de către sistemul financiar. Practic, ne deschidem un cont, facem o plată, economisim, credităm, accesăm produse de asigurare, toate livrate într-o manieră cât se poate de responsabilă. Gradul de incluziune financiară în România este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Consider că este nevoie de o abordare sistemică, o consolidare a relației între trei piloni extrem de importanți. Primul, bunăstarea economică. Al doilea, educația financiară. Și al treilea, accesul la sistemul financiar. Apropo de componenta educațională, ar fi binevenită, poate chiar necesară, dezvoltarea acestui sistem de intermediere. Eu, ca și un solicitant de credite, un nevoiaș de credite, dacă îmi amintiți exprimarea, mi-ar fi greu să mă duc și să verific fiecare bancă în parte. Concilierea și discute pot să apară inclusiv în cadrul acestui procesului de negociere. Da, pentru diferite servicii bancare, da. Pentru că în momentul în care suntem încă la discuții și încercăm să construim o relație financiară, negociem, mediem și, sigur, o conciliere în sens larg, dar o conciliere constructivă în perioada de negociere, de naștere a produsului și nu ulterior pe parcursul derulării. Un contract de credit are o specificitate care se mai întâlnește în instituția clasică a căsătoriei, adică e pe viață. Știți că sunt anumite credite de 25-30 de ani, după un anumit timp de la derularea, de la contractarea creditului, de exemplu, este posibil ca împrumutatul, clientul, să suferă o reducere a veniturilor. Fie din pierderea locului de muncă, fie din conjunturi economico-financiare, fie din probleme de sănătate. De aceea spuneam că încă de la început, solicitantul unui produs bancar, indiferent de ce natură ar fi bine să fie informat, inclusiv cu privire la alternativele sau soluțiile pe care le are când ajunge în astfel de ipoteze, în astfel de situații, altele decât să meargă la instanță și să recurgă la justiție. Și aici, sigur că apare rolul centrului de soluționare alternativă. Noi putem să negociem și în momentul în care apar anumite neînțelegeri. Depășirea unei neînțelegeri o faci printr-o înțelegere. Ediția Economia.eu de astăzi se oprește aici, dar economia în care trăim nu se oprește niciodată, iar din această cauză vă recomand să urmăriți Economia.eu și vinerea viitoare. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi.